Bună ziua, vă propun să începem ședința ordinară a Consiliului Județean de luna august. Sunt prezenți 29 de colegi din 37, așadar putem să ne desfășurăm lucrările fiind legal constituite. La ședință au fost invitați să participe directorii executiv din aparatul de specialitate și ai instituțiilor din subordine care au legătură cu materialele de la ordinea de zi. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 31 iulie 2020. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2020. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru realizarea obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare drumul județean DG119 Bacău Faraoni, pe tronsonul Sărata Nicolae Bălcescu. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG114, DN11, satul Viișoara. 5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al Comunei Parincea. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 70 de metri, pătrați din zona drumului județean 117, Comuna Zemeș și în municipiul Moineș, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea SCD Gaz Grip. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4271 metri pătrați din zona drumului județean DG117A în comunele Măgirești, Solon și municipiul Moinești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea SCD Gas Grid SA. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului specialitate a Consiliului Județean. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru colectare și transportul deșeurilor reciclabile de la populație, operatori economici și instituții publice și aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale din 6-5-2015. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu orașul Buhuș și spitalul profesor dr. Eduard A. Petrei, Buhuș, în vederea realizării unor lucrări de investiții, reabilitare și modernizare spații, spălătorie, bloc alimentar și centru comunitar integrat. 11. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu unități administrativ-teritoriale din județ, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv cu practicarea și dezvoltarea ciclismului juvenil organizat de către Clubul Sportiv Municipal Moinești. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Investim în infrastructură, creștem valoarea ecosistemului fotbalistic local, construie teren de fotbal acoperit, organizat de către aceste Atletico Junior Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu între județul Bacău și municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui centru administrativ cultural multifuncțional, pentru că au apărut niște probleme din punct de aspecte juridice legate de clarificarea situației juridice referitor la expropiere. Îl retrag de pe ordinea de zi până luna viitoare. Dacă se clarifică, intră luna septembrie, dacă nu, o să rezolve viitoarele administrații. 15. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, în vederea organizării și desfășurării proiectului Toamna Bacoviană a scriitorilor din filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor, ediția a doua. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Cupa României la raliuri. E vorba de ediția a 10-a etapă în Campionatul Național de Raliuri. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiția realizarea stației de manganizare, ghereie și reabilitarea fronturilor de captare. 18.
raportul de audit pe care îl aveți la masă, la mapă, al curții de conturi, raportul privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi. Vă supun la vot ordinea de zi cu această mențiune de a retras punctul 14. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. De asemenea, vă supun la vot, în conformitate cu articolul 135 alineatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre. Privind asocierea județului Bacău cu Federația Română de Ciclism în vederea desfășurării proiectului Turul Colinilor 29-30 a 8-a, am primit miercuri solicitarea și de aceea am ajuns asta. Așadar, vă supun la vot suplimentarea. Cine este pentru? Mulțumesc. La punctul 1 din ordinea de zi, am să dau cuvântul acum doamnei secretar general al județului pentru a supune spre aprobare procesul verbal la ședinței anterioare. Potrivit prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 31 iulie 2020. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Punctul 2 al ordinii de zi, privind rectificarea bugetului, am să rog pe doamna directoră Mitrea să prezinte sinteza referatului. Vă rog, doamna director. Mulțumesc. Numărul 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a fost alocată județului Bacău suma de 3.809.000 lei, reprezentând sume de parcare din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate. Ca urmare, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv suplimentarea cu suma de 3.809.000 lei la venituri și la cheltuieli cu menținerea echilibrului bugetar, după cum urmează. Majorarea veniturilor din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul județului cu suma de 3.809.000 lei, iar la partea de cheltuieli, majorarea creditelor bugetare pentru capitolul bugetar asistență socială pentru DGASPC Bacău cu suma de 2.944.000 lei, majorarea creditelor bugetare pentru capitolul bugetar învățământ cu suma de 865.000 lei, din care 357.000 lei pentru școala Maria Montessori Bacău, 234.000 lei pentru Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești și 274.000 lei pentru Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău. De asemenea, în baza notelor de fundamentare întocmite de către instituțiile subordonate și de către direcțiile din structura aparatului propriu al Consiliului Județean, se propune la parte de cheltuieli diminuarea creditelor bugetare pentru aparatul propriu la secțiunea de funcționare cu 300.000 lei pentru capitolul bugetar cultură, recreere, religie și majorarea creditelor bugetare pentru capitolul bugetar asistență socială cu aceeași sumă, cu 300.000 de lei, precum și majorarea creditelor de angajament la secțiunea de dezvoltare cu suma de 1.756.000 lei la titlul de cheltuială active nefinanciare. Detalierea influențelor asupra veniturilor și cheltuielor bugetare pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și aliniate, sunt prezentate în anexele la proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Aș vrea să mai menționez că sumele pe care le-am primit sunt insuficiente pentru a asigura funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, deși am primit două sume, ultimele două rectificări,
sunt sume insuficiente, din 75 de milioane de lei cât ar fi fost necesar minimul. Am primit 16 milioane data trecută și acum vreo 3 milioane și 800 care am spus că i-a prezentat una director. Deci, practic, luna septembrie nu sunt asigurate salariile celor 2000 de angajați de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Sperăm să mai vină o rectificare și guvernul să se aplece asupra acestei categorii, atât a persoanei defavorizate cu handicap, drepturile care trebuie să asigurate UAT-urilor, cât și funcționării de GSPC-urilor. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun la vot rectificarea. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Vreau să rog domnul vicepreședinte Pravăț să prezinte următoarele două puncte. Vă rog. Vă spun atenție, referată de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiectului de investiții, reabilitare și modernizare de drumul județean din J119 Bacău-Caravana, kilometru 1+680 până kilometru 10+300, tronson Sărata-Vălcescu de la kilometru 4+400 până la kilometru 10+466. Pentru realizarea acestui proiect, la faza Dalii a fost întocmit documentația de STCI interproiect cu următorii indicatori tehnico-economici. Reabilitare și modernizare de drumul județean de J119, tronsonul Sărata-Vălcescu, având un deviz general de 21.621.299,68 lei. După cum ați văzut, caracteristicile viitorului drum, dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul vicepreședinte. Domnul Olteanu, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Pentru că e vorba de drumul de peția 119, vreau să pun în discuție și segmentul de la Temelia până la Gura Văi, Onești. Știți foarte bine că acel drum este impracticabil, trebuia găsit o soluție pentru el. La ședința de extraordinară de luna iulie am cerut să fie suplimentat fondul de reabilitare a drumului, pe acel credit rambursabil, nu ne s-a aprobat. Dumneavoastră ați inițiat un demers pentru reabilitarea drumului prin Compania Națională de Investiții, în data de 9 iulie, cu maximă celeritate, Ministerul a aprobat această investiție de reabilitare, după cum știți, în 19 august, este prinsă reabilitarea pe lista de investiții, reabilitarea de legea 119, dar până când se realizează această reabilitare, pentru că este un proces de durată, înseamnă proiectare, înseamnă contractare, cel puțin un an de zile, drumul trebuie să fie făcut circulabil, practicabil. Trebuie să fie plombat. Dintr-o discuție care am avut cu domnul primar Valeriu Mihancea, care a ajuns până la primul ministru pentru a-și rezolva problema, am înțeles că s-a putut o discuție între primul ministru și noastră privind plombarea acelui drum de urgență din fondul de Consiliul Județean. Vreau să știu dacă aveți o idee despre această plombare, când credeți că se poate face? Domnul Teamă, stimați colegi, vis-a-vis de creditul cardinalistru și propunerea de o discuție încheiată, din păcate am fost nevoiți să facem acest lucru, pentru că acceleratorul pe care guvernul, acum un an noi aveam finanțare la Ministerul Sănătății pentru cel de-al doilea accelerator, guvernul Orban ne-a scos din acest
din această ecuație, a scos de a finanța de Bacău cu acceleratorul, ceea ce ați văzut dumneavoastră și zilele acestea noi am mers mai departe, s-a aprobat, am făcut toate demersurile necesare și începând de acum două zile au început lucrările la cel de-al doilea buncăr, unde va fi dotat cu un accelerator. Trebuia o corelare foarte bine între proiectant și executant, trebuia să știi despre ce echipament este vorba. Așadar, această lipsă de finanțare și din partea guvernului Orban ne-a dus la o oarecare întârziere vis-a-vis de execuția acestei lucrări. Deci a trebuit și am fost nevoiți să prindem pe lista de investiții și să mergem pe credit acceleratorul. Vis-a-vis de acest drum, Consiliul Județean a găsit această soluție, am înaintat către CNI, nu am stat, știți foarte bine, de anul trecut, am început demersurile, se crede, este vorba de reabilitare și modernizare acestui drum. Este o lucrare destul de complexă. Pe Compania Națională de Investiții, pe acel subprogram. Așadar, acum, Guvernul Orban are această putere de a finanța și dumneavoastră liberați să veniți cu această finanțare să facem această porțiune de drum. Vis-a-vis de, înainte de ședința de astăzi, am avut o discuție, domnul primar a fost la mine din birou, o să facem o evaluare, să vedem pe partea de întreținere. Premierul a zis că dă din rezerva bugetară a Guvernului niște bani dacă e nevoie, să vedem, o să facem evaluarea și iarăși există această posibilitate. Pentru că posibilitatea de a face primăria, așa de a solicita, a primit o solicitare din partea primăriei, după ce am înaintat noi către CNI, de a da în administrare UAT-ului și a face reabilitare. E același traseu pe care face și Consiliul Județean, adică proiectare cu toate demersurile necesare, deci durează. Așadar, luăm în calcul și acest aspect să vedem dacă Guvernul finanțează această lucrare de, să zicem, de întreținere, se va face săptămâna viitoare evaluarea, actualizarea și vom înainta către Guvern. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri împotrivă nu sunt. Domnul vicepreședinte Pravaț, vă rog. Vă supun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare de legea 114, de la kilometru 0 până la kilometru 2 plus 365 de la drumul național 11A până la Vișoara, comuna Ștefan cel Mare, etapa 1 de la 0 plus 210 până la kilometru 2 plus 365. Proiectantul SC Valbonos TXRL ne-a înaintat următorii indicatori tehnico-economici. Reabilitare și modernizare de DG 114, etapa 1, de la 0 plus 210 până la kilometru 2 plus 365, având valoarea de viziu general de TVA de 9.629.146,64 lei. Dacă sunt intervenții, dacă nu... Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă secretarul nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect al ordinii de zi se referă la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului, în domeniul public al comunei Parincea. La ședința ordinară din luna trecută, din 31 iulie, am aprobat schimbarea destinației unui bun imobil care aparținea domeniul public al județului în vederea trecerii acestuia din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Parincea, din district Parincea, în clădiri, teren și în prejmuire. Există solicitarea din partea Consiliului Local Parincea, în care își exprimă intenția de a înființa în incinta imobililor solicitate un centru pentru persoanele vulnerabile pe o perioadă determinată în funcție de situațiile de dificultate. De asemenea, există o adresă a Serviciului Județean de Drumuri prin care precizează că districtele, pe lângă faptul că au devenit inutile, se degradează în timp,
Sub influența agenților externi sunt supuse actelor de vandalism și acțiunilor de sustragere și necesită și costuri suplimentare cu întreținerea și paza acestora. Bunurile imobile la care facem referire, e un teren de suprafață de 1555 de metri pătrați, clădirea de birouri în suprafață de 72 de metri pătrați, clădirea de magazin în suprafață de 23 de metri pătrați și împrejmuirea aferentă situației în comuna Părănicea. Așadar, sunt respectate toate procedurile legale din codul administrativ și legislația specifică. Vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Părănicea. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi, am să rog pe domnul vicepreședinte Pravăț. Vă rog. Vă spun atenție proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 70 metri pătrați în zona drumului județean de 16 în comuna Zemeș și în municipiul Moinești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău în favoarea secției de gazului SRD. Construirea drepturilor mai sus, drepturilor mai sus, referite are drept obiectiv realizarea lucrării alimentare cu gaze naturale în localitatea Zemeș, strada DC-180A, din localitatea Moinești și strada Lucăcești, județul Bacău. Dacă sunt intervenții, dacă nu, președinte. Vă supun la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nu sunt. Domnul vicepreședinte Pravăț, vă rog și următorul punct. Proiectul de hotărâre privind construirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4271 de metri pătrați în zona drumului județean de 117 ani, comuna Măcirești, în comuna Solț și în municipiul Moinești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea secției de gazului de sat. Construirea drepturilor mai sus referite are drept obiectiv realizarea lucrării alimentare cu gaze naturale presiune redusă a comunei Solanț în municipiului Voinești și în comunele Măgirești și Solanț. Dacă sunt intervenții. Dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la modificarea statului de funcții și aparatul de specialitate. Este vorba de promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul specialitatea Consiliului Județean în perioada 30-a, 7-a, 3-a, 8-a. Și potrivit prevederilor legale, vă propun modificarea statului de funcție la aparatul de specialitate prin transformarea celor 5 posturi în vederea promovării personalului în grad profesional imediat superior celui deținut. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la modificarea tarifului pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile de la populație, operatori economici și instituții publice și pentru aprobarea actului adițional 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale din 6-5-2015. ADIS-ul Abacău a solicitat aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul SC Compania Romprest Service SA și a actului adițional 4 la contractul 180-2957 din 6 mai 2015 în conformitate cu prevederile legale și a celor contractuale. Sigur, ce a condus la modificarea tarifelor? Modificarea tarifelor înseamnă implicarea și efortul pe care l-au făcut toți membrii ADIS. E vorba de primarii implicați aici, în comunitățile lor, de a colecta deșeuri reciclabile într-o cantitate mai mare. S-a depășit 1000 de tone anul acesta pe an.
Era targetul anul trecut undeva la 500, abia se colectase 100 inițial și așa se stabilise 2654 conform principiului proiectului și al principiului menținerii echilibrului contractual. Ca atare, crescând cantitatea de deșeuri reciclabile, sigur că s-a luat în calcul la fundamentarea tarifelui, ce s-a luat în calcul la fundamentarea tarifului anterior, acum adesul a cerut negocierea cu operatorul și s-a ajuns în urma negocierii de la 2654,80 lei pe tonă, cât este în prezent, la 1414,47 de lei pe tonă fără TVA, la o cantitate programată de 1000 de tone pe an deșeuri reciclabile. Sigur că dacă activitatea de sortare și de mărirea a cantității de deșeuri reciclabile crește, este posibil la anul să participăm la o altă negociere și tariful să scadă. Este un efort comun, este de apreciat, iată că tarifurile numai cresc și scad, și asta e un lucru bun, scad cu 46%. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea tarifului pentru colectare și transportul deșeurilor reciclabile de la populație, operatori economici și instituții publice, pentru aprobarea actuațională numărul 4. La contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare. Înainte de a-l supune la aprobare, am un coleg care s-a înscris și vrea să intervină, e vorba de Marcel Nechita, vă rog. Domnul președinte, n-am auzit un termen. Eu nu avem campanie electorală sau pe termen și 5 ani. Da, foarte, foarte bine că ați menționat asta, pentru că... Selectarea a văzut că cel puțin în municipiul Bacău lasă de corect. Eu selectez iar este că la un loc totul duc la groapă și mai selectează acolo, n-are baștere. Domnul Marcel, eu în locul dumneavoastră aș fi tăcut, dar mă rog, pentru că erați în Consiliul Local și înainte și ați adivă. Spuneți mulțumesc pentru că am tăcut ce este. Da. De ce? Dacă tăceați, filozof rămâneați. Vă spun de ce. Pentru că Bacău a făcut o excepție, de aia foarte greu am depășit anumite etape, pentru că Bacău împreună cu 22 de comunități n-a vrut să integreze în acest proiect mare și a vrut să formeze un alt adis mai mic. Timpul a demonstrat că s-a mers pe o alternativă nu tocmai fericită pentru toți locuitorii. De-aia au fost toate aceste probleme. Acum, la Bacău, suntem într-un proces de evaluare. Comisia evaluează o licitație, în urma unei licitații, sunt doi ofertanți și suntem în perioada aceasta de evaluare. Sigur că este luat în calcul și Bacău, chiar dacă este în această situație, există astăzi un operator și ușor se va se găsesc soluții și se va adapta întregului sistem pe același principiu la nivelul întregului județ. Este într-adevăr o problemă, dar asta pentru că administrația de acum 10 ani liberală a dorit să aibă un alt adis în cadrul acestui adis mare în care nu toți 94 erau membri. Până la urmă am ajuns ca toți și cei 22 să se alieze și să avem o abordare integrată. Această abordare integrată conduce sigur la niște... Eu cred că nu m-ați înțeles. N-ați înțeles întrebarea, de aceea văd că o puneți pe lângă. Eu v-am întrebat dacă știți un termen și lăsați poveștile, credeți că suntem sătui. Da? Da, domnul Marcel. Noi suntem sătui povestea. Dacă pentru noastră... Dacă pentru noi sunt povești, uite, pentru Băcăuan nu sunt povești, că noi am trăit aceste momente și pentru cei din administrație. Pentru că a trebuit să găsim soluții, să nu se ducă proiectul în cap și să devină neeligibil. Adică a fost o situație destul de gravă. Noi am depășit-o, suntem relaxați și discutăm de pe scaun destul de relaxat. Referitor la răspunsul concret la întrebarea mea, asta nu este nici în campanie, nici în perioada de pandemie sau starea de alertă. Nu. N-are nicio legătură nici cu starea de alertă, dar nici cu campanie. Da?
Eu la ce termen? S-a modificat tariful, de azi înainte atât este, omii, nu-i pe termen. Ați înțeles? Da. Exact, bineînțeles. Până să faci o nouă renegociere, poate peste un an, dacă se depășesc cantitățile. Așa cum a fost acum un an de zile o cantitate de 500 de pe an și a fost stabilit un tarif, această cantitate a fost depășit prin efortul, că asta spuneam, prin efortul și prin implicarea tuturor primarilor, poate a unora mai mult, și s-a depășit 1000 de tone pe an. Poate ajungem chiar la 2000 de tone. Efortul continuă. Și despre asta vorbim. Bine, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri împotrivă, nu sunt. Următorul proiect al ordinii de zi se referă la asocierea județului Bacău cu orașul Buș și spitalul profesor dr. Eduard Tapetrei, în vederea realizării unor lucrări de investiții, reabilitare și modernizare spații, spălătorii, bloc alimentar și centru comunitar integrat. Prin nota de fundamentare a spitalului se solicită sprijin financiar în vederea evitării unor disfuncționalități în ceea ce privește buna funcționarea acestea prin dezvoltarea infrastructurii, în acest moment primordial fiind igienizarea și modernizarea spațiilor alocate compartimentului spălătorie, bloc alimentar și centru comunitar integrat. Justificarea celor solicitate vine ca urmare a situației pandemice, care a creat o scădere a numărului de pacienți în ambulatoriul de specialitate a spitalului, a serviciilor medicale acordate în cadrul laboratorului de analize medicale, reducerea veniturilor din proprii, rezultate din taxe, consultații la cele, o creștere a serviciilor medicale de spitalizare pe zi, care, sigur, cresc cheltuielile peste nivelul contractului de servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate, lipsa disponibilităților financiare și, sigur, ceea ce este cel mai important, urmează procesul de reacreditare și trebuie să îndeplinească aceste condiții. Ca atare, nu este niciun secret că nici până în prezent noi nu am primit sumele necesare de la guvern, cam autoritățile au trebuit să descurce singure. Noi cu Spitalul Județean, dar și cu celălalt din Moineștiu, în care știți foarte bine că am aprobat aici sume, Spitalul din Buș a fost sprijinit și este sprijinit în continuare de Consiliul Local din Buș, dar va trebui să intervenim și noi, pentru că această situație, sigur că a dat peste cap orice previziune. Și atunci noi nu putem să intervenim decât aici, în partea de investiții, să ne asociem. Asta este motivul pentru care venim astăzi în fața dumneavoastră și vă propunem asocierea județului Bacău cu orașul Buș și spitalul, în vederea realizării acestor lucrări de investiții atât de importante pentru spital și pentru viitoarea acreditare în condițiile date de astăzi. Dacă sunt intervenții. Vă rog, domnul Lupu. De acestui punct și doresc să vă întreb, domnule președinte, dacă în afara declarațiilor sporăitoare de pe diferite surse media, Facebook, etc., aveți un termen precis, exact, când veți deschide acest spital pentru care s-a depus atât de mult efort, deopotrivă și comunitatea locală, primăriei și Consiliul Județean, având în vedere că astăzi numărul cazurilor scris foarte bine, record, ieri nu mai mult, nu mai puțin de peste 1500 de cazuri, la Bacău, prezenția de infecțioasă specifică acestei pandemii, oamenii se înghesuie, pacienți se înghesuie, o săptămână, două, trei, cât au nefericirea să stea cazați în această instituție,
se spală la o chiuvetă, au un singur duș. Iar dumneavoastră sau noi, toți, dacă vreți, ținem etajele 4 și 5 doar cu promisiuni. O deschid mâine, o deschid mâine, cu siguranță se dau ceva să va deschide mâine. Iar oamenii ăștia ar putea lejer în baza legii 46/2003 la drepturile pacientului să ne umple de procese. Chiar nu putem face nimic decât declarații. S-a terminat, s-a finalizat, s-a dat avizul ISU, s-au făcut modificări, totul pentru a crea condiții decente pentru acest nefericit pacient, care curând cred că o să ajungem cu toți în această situație. Nu contează, virusul nu iartă că ești demnitar, că ești om obișnuit. Avem 1500, câte cazuri mai trebuie să așteptăm pentru ca Spitalul Județean să se implice să dea drumul acest Spital Municipal 45. Mulțumesc, dar nu. Ok, dumneavoastră vă vorbiți să vă aflați în efectiv să, să purtați dialog. Nu vă supărați. Deci nu vă supărați. Păi nu. Noi asta ați avut. Nu. De ce nu ne-ați pus cu 10 ani de zile? De ce nu l-ați dus la bun sfârșit și această investiție să fie pusă în valoare? Ați avut această posibilitate. Noi încercăm să găsim soluții acum. Dumneavoastră ne certați pe ce? Soluții care le-am găsit noi? Vom mai fi aici și după 28 septembrie. Eu nu v-am întrebat. Tocmai de asta am știut și eu că am zis. Puțin. Domnule, nu. Este reducție, n-am păstrat la parcă. O să intervii și eu. O să intervii și eu cu întrebare. Vă rog. Spitalul ăla de campanie, corturile de 2 milioane de euro, când se va deschide? Spre deosebire de dumneavoastră care am investit comun și primărie și cu votul nostru direct, spitalul de care faceți referire este cu totul și cu totul altă destinație. Dați drumul la aceste 20 de locuri și Doamne ferește să avem nevoie de celelalte. Aceeași destinație, domnule. Tot COVID. Domnul lucru. Domnul, haideți. 45, dăm drumul lung, citiți-o, auziți? Domnul Lupu, nu, păi, să știți răspunsul, dar efectiv vă faceți când sunteți consilier județean și urmăriți-o. Deci, nu citiți presa, că sunteți consilier județean și dumneavoastră puteți. Știți foarte bine că s-au făcut toate demersuri, știți foarte bine că se face transferul acum și au preluat medicii, deci sunt niște pași care astea și se deschide. Deci, noi am solicitat Comitetul Județean în situație de urgență, pentru că așa era conform noi, Consiliul Județean a finanțat. Am ținut legătura cu primăria municipiului, Spitalul Județean a fost primul imediat după finalizare, a înaintat către DSP și către asta că este dornic de a prelua și este necesar de a prelua cât mai repede aceste secții, le știți și dumneavoastră aceste lucruri, nu? Deci, da, DSP și la ISU... Pe un ton de cer, împăcinit tot dacă vreți. Stați așa. Nu pare posibil. Când? Deci asta se întâmplă acum. Deci, da, se întâmplă ieri, alaltă ieri, azi, mâine, deci în scurt timp, da. În fiecare zi sunt etape care... Nu în fiecare zi se deschide. Au început preluarea efectivă a spațiilor respective, a echipamentelor respective, să transferă spaturi, deci... Deci ai, dragii mei, prezența aici, domnul dumneavoastră, știți foarte bine că s-a obținut în final și de la DSP în urma autorizației, și de la ISU s-a obținut autorizații, că Spitalul Județean a intrat în spațiile celor două etaje și s-au făcut probele necesare. Ieri, alaltă ieri, mai transferau niște paturi din Spitalul Județean, că nu numai cele de la ATI care sunt și celelalte paturi, se transferau paturi, deci sunt pașii premergători de a deschide efectiv să transfere pacienții acolo. Deci asta se face. Eu cred că în câteva zile se efectiv va fi funcțional. Că asta ne dorim cu toți. Domnul Nichita, spuneți bun simț. Acum îl contrazic pe domnul Nichita. Domnul Nichita, haideți să-i indicăm. Ebreie, nu poți să-i jignești. Domnul Nichita, dar acum o lună și ceva, domnul Lucru, ascultați-mă, ești cumva, dacă îmi dați dreptate sau nu. Acum o lună și un pic, când domnul Lucru ne spunea că nu sunt funcționari din FUBE, și nu două funcționari. Că a spus că a fost personal acolo și nu sunt. Dar atunci, dacă nu ne trecea de urmă, atunci a fost frumos să ne spună un lucru neadevărat, spun că a fost personal și că nu sunt funcționat. A fost minciună, nu jignit. A fost minciună. Om, nu. Înțeles. Deci domnul Lucru a mințit. Mulțumim. În timpul liber, asta nu.
Dacă ne mai jigniți, vă rog frumos. Dacă plecați dintre noi și nici... Domnule, da. Ne mai bine jigniți că să mințim. Dar nu vorba de jignire aici, e vorba de... Dar și mie mi-a spus că habar n-am, că nu știu ce. N-am spus să habar n-am. Pe spunul. Nu am spus asta. Nu am spus asta, că nu am... E registrat și o să vedeți. Păi exact asta. Frumos, adică dacă plecați dintre noi, chiar... Am spus că aveți acces la informații, știți foarte bine ce se întâmplă spre toate. Plecați ilegal. Că sunt, că sunt pași care se prind, spui de unul, va pentru a lua nație. Nu este o jignire, este o constatare. Nu știu, domnul președinte, deci nu, credeți că nu poate să vorbească el? Bine, dacă mai sunt intervenții. Da, dacă nu, domnul, vă rog, ce știu. În primul rând, nu aș fi un mod de un serviciu. Ce am asta căuzit? Luați microfonul, domnul Carpaș. De la A la A, eu, e adevărat, sunt de prima legislatură și mi-aduc aminte în istoria Consiliului Județean, să zic așa, ce dezbate furtul oase a fost când am ieșit să finanțăm în afara Spitalului Județean, spitalul de la Moinești. Au fost niște dezbateri destul de aprinse, cu reține, cu respingere și așa mai departe. Și atunci spuneam și spun și acum că banii, cei de la Moinești aveau nevoie de un ajutor. Același lucru se întâmplă astăzi la Buhuș. Noi vom auzi și deja eu am auzit câțiva pași, nu am fost acolo, dar cineva din Buhuș, un profesor, am discutat pensionar, care spunea că spitalul de la Buhuș va deveni un spital căutat de către cetățeni pentru performanță. Eu asta gândeam că se discută, că este o bucurie, o satisfacție pentru noi, că putem pune și noi umărul, să zicem, la performanța celor de la Buhuș. Cum de altfel am făcut în multe spitale din județul Bacău. Încă o dată apreciez această inițiativă și, de asemenea, și noi, consilierii, că am votat în unanimitate, eu așa parte, doar atunci la Buhuș, la Moinești au fost câteva reține, când la început. În rest, deci toți, e bine că ne preocupă, haideți să lăsăm probleme colaterale, că nu știu, pe pisica dincolo de gard, câini la gard, în sfârșit. Haideți să, eu zic, către final, toți suntem obosiți, fiecare cu satisfacție, alții mai puțin cu satisfacție, haideți să păstrăm același ton care l-am avut de fiecare dată în ședințele noastre de Consiliul Județean. Vă mulțumesc! Da, nu mai vreau să continuăm și nici nu vreau să... Așa e păcat, asta spunea și colegul, zice, da, când au spus declarații, că ați făcut declarații sfărăitoare, nu este o jignire. Asta e pentru dumneavoastră, nu este o jignire, pentru noi orice spunem este o jignire. Și când deschizi și când vrei să faci o faptă bună, tot jignire este. Da, vă supun la vot, dragi colegi, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect se referă la asocierea județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Cunoaștem cu toții că în fiecare an Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului solicită aprobarea prin hotărâre de Consiliul Județean a costurilor medii pe beneficiar pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei cu handicap. Sunt costurile necesare furnizării serviciului respectiv, servicii, costuri medii pe tip de serviciu și pe tip de beneficiar. Potrivit hotărârii de guvern 426/2020, după 5 ani de zile, iată că s-au aprobat standarde de cost pentru servicii sociale. Bugetul este fundamentat și noi am primit în funcție de standardul de cost din 2015, dar și acela a fost mult subfinanțat, ținând cont că mai avem nevoie de, iată, aproape 60 de milioane de lei. Ca atare, sunt 48 de hotărâri ale unităților administrative din județ care și-au manifestat intenția să contribuie cu un anumit procent pentru susținerea persoanelor cu handicap care sunt în instituție și provin din de pe raza OAT-ului respectiv.
Ca atare, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu UAT-urile din județ în vederea finanțării activității de protecție, de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap. Și contribuția consiliului locale ale comunelor, orașelor și municipiului în procente 35% pentru comune, respectiv 50% pentru orașe și municipii, din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, cum sunt ele stabilite prin hotărârea de Consiliul Județean, și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobat prin hotărâre de guvern la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în servicii din subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Punctul 12. Este vorba de un program sportiv și este supus spre aprobare. Practicarea și dezvoltarea ciclismului juvenil. Clubul sportiv municipal Moinești ne propune acest program, respectând regulamentul aprobat de noi în Consiliul Județean. Sigur, Comisia de Evaluare a programelor sportive, care a fost constituită la nivelul județului, a evaluat cererile de finanțare înaintate. Referitor la acest program, el a depășit limita de 70 de puncte, altfel nu ar fi ajuns astăzi pe, în aprobare. Așadar, Comisia propune înaintarea cererii de finanțare către Consiliul Județean Bacău în vederea analizării oportunității privind aprobarea finanțării programului sportiv, practicarea și dezvoltarea ciclismului juvenil organizat de club sportiv municipal. Este vorba de inițierea și instruirea copiilor cu scopul de a pătrunde în tainele ciclismului, dezvoltarea individuală, formarea unor grupe de copii cu aceeași vârstă și sprijinirea financiară acestora în vederea participării în bune condiții la diferite turnee și competiții județene și naționale. Rolul de finanțator al județului presupune o cofinanțare în valoare de 53.415 lei din valoarea de 59.630 de lei corespunzătoare activităților care fac obiectul finanțării. Ca atare vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Punctul 13. Un alt program sportiv, investim în infrastructură, crește valoarea ecosistemului fotbalistic local, construire teren de fotbal acoperit, organizat de către Asociația Atletico Junior din Bacău. Deci asociația își propune să creeze un mediu propice pentru formarea jucătorilor, precum și aplicarea în comun a unor programe educative pentru promovarea sportului și educației sportive în rândul beneficiarilor, dar și a beneficiarilor serviciilor oferite și în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Obiectivul principal al programului sportiv investim în infrastructură este construirea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităților fizice și sportive pentru organizarea de evenimente sportive naționale, internaționale, care să aducă beneficii reale ale comunităților locale, dar și a județului nostru și susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor. Finanțarea de către județul Bacău a programului sportiv, investim în infrastructură, construire teren, presupune suportarea unor cheltuieli din partea județului Bacău și noi astăzi le-ați discutat ieri în cadrul comisiilor de specialitate. Rolul de finanțator al județului presupune o cofinanțare de 900.000 lei din valoarea totală de 1.000.000
98.220 lei, corespunzătoare activităților care fac obiectul finanțării. Lucrările și activitățile conform program sportiv masiv vor fi decontate în anul 2020 și 2021 în limita creditelor bugetare aprobate. Cu privire la cele prezentate, în conformitate cu prevederile legale, finanțarea programului inițiate de către organizația sportivă se acordă în baza unor proceduri aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative care cuprinde criteriile și condițiile și principiile de acces la fondurile publice. Astfel, prin hotărârea din 31.7, Consiliul Județean a aprobat regulamentul privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică. Comisia de evaluare a programelor sportive a evaluat cererea de finanțare, a obținut un punctaj de 77,6 puncte, situându-se peste limita minimă de 70 de puncte, prevăzută în regulamentul de finanțare. Propune înaintarea cererii de finanțare către Consiliul Județean în vederea analizării oportunității privind aprobarea finanțării programului sportiv, investim în infrastructură, creștem valoarea ecosistemului fotbalistic local, organizat de către Asociația Atletico Junior Bacău spre aprobare. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul acesta de hotărâre privind finanțarea programului sportiv, investim în infrastructură, creștem valoarea ecosistemului. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la asocierea județului Bacău cu filiala Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, în vederea organizării și desfășurării, așa cum ne-am obișnuit, iată, a ajuns la a doua ediție, Toamna Bacoviană a Scriitorilor din filiala Bacău, sigur, în condițiile date de pandemie. Așadar, își propune prin activități să mențină vii în rândul comunității valorile incontestabile ale liricii bacoviene, cât și ale liricii contemporane, reunind oameni de cultură și scriitori din țară, membrii ai filialii Bacău și a Uniunii Scriitorilor din România, profesori universitari, critici de artă, tineri, talente literare, atât din Bacău, dar și din celelalte zone. Evenimentele care vor avea loc în perioada 30-31 octombrie 2020, reunind în multitudine acțiunilor culturale-artistice propuse și în scopul de a pune la dispoziția publicului larg opera marelui liric băcăuan, precum și creații literare și artistice inspirate de scrierile acestuia și totodată reunind redactori de reviste culturale. Pentru a desfășura în bune condiții proiectul, s-a fundamentat un buget de 30.750 de lei, din care contribuția Consiliului Județean va fi de 25.600. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în condiții impuse de măsurile adoptate privind prevenirea și răspândirea virusului COVID-19 a acestui proiect aflat la a doua ediție, iată, Toamna Bacoviană. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Următorul proiect este vorba de un program sportiv, de finanțarea un program sportiv. Iată, Cupa României la raliuri, Campionatul Național de Raliuri, etapa a 10-a, am ajuns la cea de-a 10-a etapă în care Consiliul Județean a susținut această importantă competiție, Raliul Moldovei. Iată că după cele 9 ediții de succes, a fost nominalizată de către Federația Română de Automobilism Sportiv ca Raliu Moldovei să devină la cea de-a 10-a ediție Cupa României la Raliu. Cupa se va desfășura în județ pe raza localității Bacău, Moinești, Zemeș, Dărmănești, Valea Uzului. Finanțarea noastră presupune partea de cofinanțare 450.000 de lei, 90% din valoarea totală de 495.000 de lei,
corespunzătoarea activităților care fac obiectul finanțării. Se va desfășura în perioada 14-15 noiembrie. Comisia de evaluare a programelor sportive a evaluat cererea și a obținut 83,4 puncte. Ca atare, Comisia ne-a propus, ne-a înaintat cererea de finanțare să analizăm oportunitatea privind finanțarea acestui program. Zic că este o onoare și o bucurie pentru noi și promovarea imaginii județului nostru prin această competiție care, iată, a ajuns nu numai la nivel național, la nivel internațional, prin atragerea și transmiterea live a televiziunile naționale și internaționale, și aici este de felicitat cei care sunt în fruntea acestor, și noi am avut pe cine finanța și pe cine susține și care au devenit un adevărat ambasador al județului și al României, și este aici sufletistul care se ocupă de acest program frumos, e vorba de Adi Răspopa, e prezent aici în sală și vă supun spre aprobare proiectul. Dacă sunt intervenții sau dacă sunt anumite astea, dacă nu, vă supun spre aprobare acest program. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abținere, împotrivă, nu sunt. Spor la treabă, Adi. Următorul proiect de hotărâre se referă la aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții pe care noi am alocat finanțare și am parcurs toate etapele. E vorba de realizarea stației de demanganizare Ghireieș și reabilitarea frontului de captare. La vremea respectivă nu știam dacă va fi eligibil. Noi ne-am angajat să finanțăm această investiție complementară la rezerva de apă a Bacăului. Iată că actualizarea deviziului s-a făcut privind respectarea legislației. După finalizarea procedurii de achiziții publică, rezultă valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, ceea ce, iată mențiunea, că valoarea totală TV aprobată pe hotărârea Consiliului Județean din 17 aprilie 2000 nu este depășită ca urmare a actualizării devizului general supus spre aprobare prin proiectul nostru. Contribuția financiară prevăzută în cadrul asocierii va fi asigurată, aici cred că e foarte important, până la data semnării contractului de finanțare în cadrul POIM pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020, vorba de aplicația care este astăzi spre final de evaluare la Ministerul Fondurilor Europene și care așteptăm din moment în moment să o semnăm. Sunt 41 de UAT-uri. Urmând ca după acest moment, finanțarea lucrărilor să fie asigurată de către CRAB ca beneficiar al finanțării din fondurile europene. Deci, de asemenea, contractul de asociere s-a prevăzut că ulterior semnării contractului de finanțare pentru aplicația pe care am menționat-o, extinderea infrastructurii de apă și acuzată, va rambursa către județul Bacău și către municipiul Bacău sumele primite proporțional cu procentele de participare la asociere din sumele rambursate de către autoritatea de management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de privind aprobarea devizului general actualizat pentru acest obiect de investiție atât de important pentru municipiul Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Și acum, suplimentar, pe ordinea de zi, Federația Română de Ciclism ne propune un proiect sportiv de interes național și județean, Turul Colinelor 29-30 a 8-a, adică mâine și poimâine, un concurs ciclist inclus în cadrul Federației Române de Ciclism în calendarul pe 2020, reprezintă singura competiție ciclistă de șosea din Moldova, acest tur al colinilor. E o competiție ciclistică de șosea deschisă către toți participanții, amatori, profesioniști și copii. Iată că până acum sunt înscriși peste 200, nu? Adică peste 200 de participanți, de concurenți, atât din România, dar și din țările din jur, din Bulgaria, din Ucraina, din Republica Moldova.
El a debutat în 2013 cu 5 curse. Acest concept aparține celui mai popular ciclist din România. Este vorba de Alexandru Ciocan, nu? Alex Ciocan este prezent astăzi aici? Este în Bacău. Este în Bacău, da? Da, este prezent, e multiplu campion național, 30 de titluri cu peste 20 de ani de performanță în ciclismul de șosea și Răzvan Duca, nu? Sau Bogdan Duca, băcăuanul nostru, da? Favorit la câștigarea cursei, normal, este acasă. Zona de est, turul colinilor se va desfășura în zona de est a județului Bacău. E un moment în care, iată și pe această cale, de a promova și cealaltă zonă a județului, iar prin investițiile pe care noi le-am făcut în ultimii ani și le vom face și de aici încolo, nu fac altceva decât să reducă discrepanța dintre vest și est și să promovăm și această zonă frumoasă a județului Bacău, să o facem din punct de vedere economic mai atractivă și din punct de vedere turistic, sigur, prin promovarea pe care, iată, prin acest program o poate aduce la nivel național și la nivel județean, dar și la nivel național. Valoarea totală a bugetului este de 160.000 de lei, din care județul Bacău, în calitate de asociat, finanțează cu 150.000, iar Federația Română de Ciclism cu 10.000 de lei. Având în vedere ceea ce sinteza acestui program, vă supun spre aprobare proiectul de privind asocierea județului Bacău cu Federația Română de Ciclism în vederea desfășurării acestui proiect generos Turul Colinilor 29-30-8. Iată, după 12 ani, din nou o competiție de asemenea anvergură la ciclism în județul Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Eu vă mulțumesc mult de tot, vă doresc o zi bună, ne vedem la următoarea ședință, poate ultima ordinară din septembrie, dacă e nevoie să ne vedem și într-o ședință extraordinară, depinde de priorități. Vă mulțumesc! Thank you.